Încă de la începutul meciului, oaspeții au prezentat un joc bine gândit tactic, condus în teren de către Cătălin Burlac, cu jucători cu 9 titluri de campion la activ. Ploieștenii au condus pe întreaga durată a partidei, deși jucătorii de la CSM Sighet s-au luptat pentru a ține piept mult mai experimentaților lor adversari. Am întâlnit o echipă CSM Ploiești foarte, foarte bună, jucători experimentați, jucători care au câștigat de multe ori campionatul național al României. Noi am fost lipsiți și de câțiva jucători datorită accidentărilor, dar ne bucurăm că am reușit pe parcursul întregii partide să rulăm tot lotul și toți jucătorii noștri tineri să joace, să câștige experiență pentru sezonul ce urmează. La final de sezon, reprezentanții clubului sunt mulțumiți de evoluția și rezultatele obținute de echipa CSM Sighet. Având în vedere că suntem la prima participare în Liga 1 de basket masculin, clasarea pe acest loc 7 din aproape 30 de echipe, eu zic că e un loc ce ne poate face mândri, un loc care la anul să sperăm că va fi mai sus. Sunt foarte mulțumit de evoluția clubului și a echipei. Pot să spun că pentru prima participare suntem mai mult decât în grafic. Ne-am propus clasarea pe locurile 1-8, noi am ajuns pe 7 cu meciuri bune spre foarte bune care le-am avut în acest campionat și și ca scoruri foarte bune. Așteptăm nouul sezon să-l pregătim. Sportivii vor intra în vacanță, după care încep pregătirile pentru noul sezon competițional.